ocazia sărbătorilor de iarnă, Asociația Umanitară Speranța pentru România a distribuit alimente familiilor sărace care sunt în atenția noastră în zonele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Bihor. Cu această ocazie, au primit din partea noastră alimente peste 70 de familii din aceste zone. Beneficiarii acestui ajutor au fost mame văduve, bătrâni singuri și familii sărace cu mulți copii. La final, numărul celor care au beneficiat de aceste alimente este de peste 400 de persoane, adulți și copii. Dorim să mulțumim sponsorilor noștri care au făcut posibil acest ajutor cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Transmitem mulțumiri din partea persoanelor ajutate. Mulțumim frumos tuturor cei care ne-au oferit alimentele astea și le dea Dumnezeu sănătate și un an nou fericit. Mulțumesc tuturor care ne-au ajutat. Am înțeles că dumneavoastră lucrați la mina. Da. Ați avut și un accident destul de grav încât v-ați pierdut o mână. Da. Cum s-a întâmplat? Aia s-a întâmplat în 81, deci nu, de acum e veche. Uh-huh. Câți copii aveți? 4. Și cum vă descurcați cu alimentele, cu achizițiile școlare? Luăm pe cont, plătim pe urmă când luăm banii și tot așa. Dumneavoastră sunteți singurul care lucrați în familie? Da. Unde lucrați acum? Tot la mina Vulcan. Dar nu lucrați în mină? În... Nu, la suprafață. La suprafață. Niciodată n-am lucrat. Și cum s-a întâmplat accidentul? Mi-a prins cu una, o bandă. Era o bandă verticală, cum ar fi. Uh-huh. Niște cupe. Ducea nisipul sus într-un ciur. Câți copii aveți? 4. 4 copii. Și la școală câți sunt? 3 deocamdată. Și următorul anul viitor. Piticul. Piticul la grădiniță? Da. O să meargă și ăsta la grădiniță. Orice mami mi-e. Cum te cheamă tine? Adrian. Adrian. Să crești mare. Mulțumesc. Mulțumim frumos oamenilor care ne-au oferit, ne-au dat rechizite școlare și alimente pentru copii de sărbători. Câți frățiori ai tu? 9, suntem de toți. Și tu câți ani ai? 17 ani. Înseamnă că ești la liceu, ești cel mai mare dintre ei? Da. Și la școală câți mai sunt? 5. 5 copii. Da. Mulțumim tuturor care ne-au ajutat cu ocazia sărbătorilor, cu alimente și rechizite. Câți copii aveți? 7. 7 copii. Și la școală câți sunt? 4. Cum vă descurcați? Cu alimentele, cu...
un pic mai bine. Doar dumneavoastră lucrați? Da. Mulțumesc la aceste persoane care ne-au ajutat cu alimente și cu rechizite. M-am fericit. Vreau să mulțumesc tuturor care ne-au trimis alimentele și rechizitele. Câți copii aveți? 6. 6 copii. Ia uite ce frumoși sunt. Câți aveți la școală? 3. În ce clase? A 5-a, a 3-a și a 8-a. Și a 8-a. Băzul din spate bănuiesc e mai mare, nu? Da. Cel mai mare. Dar și care mai sunt la școală? Corner. Da. Câți ani ai tu? Fac 15. 15 ani. În ce clasă ești? A 8-a. La anul o să fii la liceu? Da. Și cum te numești? Larisa. Larisa. Cum este viața în Valea Jiului? Bună. Mulțumesc celor care ne-au dat alimente și rechizite școlare și alimente de sărbători. Ce vârstă aveți? 80 de ani. 80 de ani? Da. Deci, dar ați început să mergeți, că nu mergeați. Merg așa, încet. Merg cu cârzii. Cum te cheamă pe tine? Cum ce cheamă, spune? Vica Bianca. Bianca, așa. Și pe tine? Vreau să mulțumesc acelor persoane care ne-au trimis aceste alimente, mie și familiei mele, căruța aceasta de lemne și mai una care am tăiat-o și am băgat-o deja în beci. Acum urmează să o tăiem și pe asta și să le băgăm în beci pe iarna care vine. Vă mulțumesc frumos din inimă. Nu vă cunosc cine sunteți, dar Dumnezeu să vă binecuvinteze. Le mulțumesc la oamenii care ne-au dat rechizițiile și alimentele. Să le dea Dumnezeu sănătate. Sărbători fericită tuturor! Vreau să mulțumesc acelor persoane care ne-au oferit aceste alimente cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Mare, mare mulțumire! Mulțumesc care ne-au dat aceste rechizite și acest pachet din partea lor și sărbători fericite. Domnul, ia să ne ajuți. Să vă dea ce vă doriți. Vreau din suflet să mulțumesc celor persoane care ne-au simțit cu daruri de mâncare și suntem recunoscători că fac și la alte persoane care sunt mai cu pensie mai slabă și mai neputincioși. Mulțumim pentru tot și vă dorim multă sănătate și un an cu bucurii și cu bine, cu realizări mai frumoase. Da.